În țara a venit o foamete, afară de foametea din tâi care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Domnul i s-a arătat și i-a zis: nu te coborâ în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Locuiește ca străin în țara aceasta. Eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminției tale, și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Avram. Îți voi mulți sămânța ca stelele cerului. Voi da seminției tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului. Vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată, pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut. A păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Astfel, Isaac a rămas la Gerar. Când îi puneau oamenii locului acelei întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea: este sora mea. Căci era frică să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii locului aceluia, fiindcă Rebeca era frumoasă la chip. Fiindcă șederea lui acolo se lungise, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevasta sa Rebeca. Abimelec a trimis să cheme pe Isaac și i-a zis: nu mai încape îndoială că este nevasta ta. Cum ai putut zice e sora mea? Isaac a răspuns: am zis așa ca să nu mor din pricina ei. Și Abimelec a zis: ce ne-ai făcut? Ce ușor s-ar fi putut ca vreunul din norod să se culce cu nevasta ta și ne-ar fi făcut vinovați. Atunci Abimelec a dat următoarea poruncă întregului norod: norod, cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui va fi omorât. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. Avea cireți de vite și turme de oi și un mare număr de robi, de aceea filistenii îl pismuiau. Toate fântânele pe care le săpaseră robii tatălui său pe vremea tatălui său Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Și Abimelec a zis lui Avram: pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gerar, unde s-a așezat și a așezat locuința. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le-a săpase robii tatălui său Avram și pe care le-a stupaseră filistenii după moartea lui Avram și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Amin. Vă invit să vă reașezați. Un alt motiv pentru care am ales planul ăsta, adică textul care l-am citit, a fost intervenția fratelui Vasile, care pentru mine a fost extrem de sugestivă și a fost punctul de care m-am agățat, dar pentru dumneavoastră a fost ceva normal ce a zis, că ca o familie să poată să aibă biruință, are nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Amin. Și unul din puncte este asta. Și atunci am zis: da, Doamne, ăsta-i drumul. Preiubiții mei, frați și surori, sigur că eu pornesc acum în predica asta de final cu un anumit handicap, îți conștient de el. Dar încă nu sunt sigur de el. În sensul că atunci când mănânci foarte mult și ești foarte sătul și ai primit și o mâncare grozavă, că dacă cineva vine după toată povestea și spune: nu vrei să iei masa cu mine? De multe ori pățesc și eu asta. Este exact cum îți dă o lovitură cineva după cap. Și el îți oferă ceva bun, dar spui: Doamne, dar am mâncat de m-am rupt timpul ăsta cu câteva ore înainte. Acum de oră m-am ridicat de la masă. Și atunci simți așa că stomacul, toți senzorii tăi spun: nu mai pot, nu mai pot, te rog frumos, te rog să mă înțelegi. Ea: nu, te rog, te rog, te rog, insistent, te rog, te rog. Și cred că eu s-ar putea să fiu gazda astăzi care să vă spun: vă rog, vă rog, încă mai vreau să bag ceva în voi. Și voi îmi spuneți: da, noi suntem plin, 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 plin. Și eu sunt convins, pentru că și eu am venit aseară, am străbătut drumul, pentru că am vrut neapărat să stau la o masă bogată și Dumnezeu mi-a dat-o. Lăudat să fie Domnul. Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Lazar Gog și Dumnezeu să-i dea cuvânt tot timpul când se ridică în numele Domnului, pentru că Dumnezeu este Cel care vorbește inimilor noastre.
Am văzut azi ce frumos e să asculți. Grozav, vă invidiez. Vă invidiez. E grozav. Și atunci eu pornesc cu handicapul ăsta acum. Dar am spus, nu sunt convins, pentru că uneori se întâmplă că abia când încep să mânci și vine apetitul. Și spune că pofta vine. Bun. Și am zis, Doamne, ai milă de mine că mă duc pe varianta a doua. Că oamenii ăștia acum sunt flămânzi, au simțit gustul, au mâncat și acum le-i din nou foame. Și mă rog Dumnezeu să vă ajute să vă fie foame ca să pot și eu să predic. Că altfel m-o-i bloca pe undeva. Dar eu știu că voi sunteți oameni care sunteți întotdeauna cu inimele deschise și doriți Dumnezeu să vă vorbească. Și dacă vreți să mă convingeți acum, ați putea să spuneți amin. Amin! E în regulă. Dragii mei, aici cuvântul Domnului începe așa. În țară a venit o foamete afară de foametea care a fost pe vremea lui Avram, adică a tatălui său. Altă foamete, o nouă foamete. Ceea ce m-a lăsat foarte ușor să înțeleg, că deși noi ca părinți, ca pastori, ca lideri, ca oameni, ne dorim să ținem orice criză pentru noi, bă, să o ducem noi, să luptăm noi, au spus mulți părinți, să suferim noi, să plângem noi, să fie plătit cu noi. Toți părinții își doresc copiilor, generația care vine după noi, să n-aibă parte de crize, să n-aibă parte de luptele care le-am avut noi. Și eu mă uit la copiii mei. Și când știu prin câte am trecut, prin câte lupte, prin câte întrebări, prin câte căzături, prin câte văi, prin câte dureri, credeți-mă, de multe ori mă trag într-o cameră și spun, Doamne, n-aș vrea băiatul meu care are acum imediat 16 ani să treacă prin ce am trecut eu. N-aș vrea ceilalți doi copii care urmează. N-aș vrea asta. Asta toți privim așa, toți gândim așa. Și totuși, îl văd deja. Deja trece prin frământări. Deja a avut văi. Deja are lupte. Multe nu le spune. Unele le aflu eu prin alte părți. Discut cu el despre ele. Dar îmi dau seama foarte clar că fiecare generație va avea luptele ei și că fiecare persoană și fiecare generație de familie se vor lupta cu tot felul de crize, cu tot felul de provocări, cu tot felul de lupte, cu tot felul de ispite. Și acum mă uit, sunteți foarte multe familii aici tinere. Și să știți că deși dintr-un punct de vedere am sperat noi, eu care am și eu un număr de ani și ceilalți care au mai mulți decât mine, am sperat cu toții că o să aveți parte așa de un coloar mai lin, mai liniștit, mai bun. Dacă era să privim prin perspectiva asta și să o privim material, a spune, da, aveți dreptate, într-adevăr. Copiii noștri și generația asta tânără beneficiați de un atum plus față de noi, da? De la căruță am sărit la altceva. Beneficiați de o altă binecuvântare materială, de case, de confort, de mașini, de telefoane, de posibilitatea de a mișca dintr-o țară în alta, de o mică vacanță, de un mic weekend, de o grămadă, de un restaurant, de asta și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, am spune, bă, o duceți mai bine decât noi, care a fost un miracol să împarți o portocală, v-am mai spus, că până și coaja o țineam pe sobă câteva zile să nu uităm mirosul, da? N-aveam parfume atunci, dar coaja de portocală era un parfum grozav, pentru că o strângeam și ne șpreiam cu el, dădeam, pentru că iasă din ea, numai ochii ni feream, pentru că uneori nu reușeam nici să-i ferim și ne sărea în ochi și ne ustura. Dar nu conta. Deci noi am trăit o bucată de vreme, din punctul ăsta de vedere, într-o criză profundă și aud și pe voi, de multe ori mi-a spus poveștile voastre, pentru că ați trăit pagina asta de sărăcie cruntă. Acum arătăm bine, grozav, îmbrăcați frumoși, poate că prea frumoși unii dintre noi, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru treaba asta. Numai dacă povestea s-ar încheia aici, am zice, bravo vouă, generația asta sunteți salvată.
Dar îmi dau seama, pur și simplu sunt aici pe scaun, niciodată n-am iubit comunismul și niciodată nu mi-a apărut rău după timpul ăla. Și nici acum nu-mi pare. Dar totuși, uitându-mă prin ce se întâmplă astăzi, mi-am dat seama că până la un punct, comunismul ăsta a fost o mare barieră în fața foarte multor stricăciuni. Efectiv, a blocat. Efectiv, cel puțin nu le-a făcut vizibile. Deși cred, sunt convins, nu sunt naiv, ele existau și atunci, într-o formă sau alta, dar nu era media asta. Nu era ridicat și ridicată mizeria la rang de frumusețe, de rană, ca și în Tatăl nostru pâinea, cea de toate zilele, din care societatea asta se hrănește, se înfruntă în fiecare zi, din nebuniile care distrug viața. Și mi-am dat seama că generația voastră și a mea acum, că prind și eu asta, trece printr-o criză extraordinar de debusolantă și de urâtă. Încât am ajuns să spun acolo pe bancă că mi-aș dori într-un fel foametea din textul ăsta, mi-aș dori să suferim de foame decât să suferim de ce suferim azi. Dacă ar fi să aleg între Sodoma și Gomora și între tot ce îi se întâmplă familiei astăzi, aș vota pentru foamete. Și a zice, bă, dacă sunt cu stomacul lipsit de spate, bă, dacă pasc iarbă, dacă mănânc pâinea păsărilor de pe câmp, dacă mănânc mană ca evrei, cum se predica aseară, da-s cu Dumnezeu, da-s în pace, da-s în liniște, da-s cu copiii pe genunchi, se vorbește despre Dumnezeu în sărăcie, oamenii se închină, se roagă, cântă, bă, flămând să rămânem! Dar e mai grozav decât ce sunt. Mi-aduc aminte că de fiecare dată când mă duc la o stare civilă, nu? La anunți, l-aud pe ofițerul stării civile că citește de acolo și iubesc fraza aia, o știți și voi. Statul român ocrotește familia. Iubesc fraza aia. Încă ca și români putem să fim mândri că ea mai e acolo. Admir în zilele astea pentru că în România se adună semnături. Am întrebat secretarul bisericii, bă, unde e lista aia, bă, să semnez, să nu cumva să scape lista fără mine. Vreau să semnez, că eu sunt de acord ca familia să fie familie formată dintr-un bărbat și o femeie. Amin. De-abia aștept să semnez. Am văzut zilele astea că, într-adevăr, eu spun de mulți ani până predice asta, lupta noastră a evanghelicilor nu este cu biserica ortodoxă, care este majoritară în România, și începem să ne prindem, nu noi, unii dintre noi, să ne prindem de adevărul ăsta. Că nu avem de luptat cu religiile. Că nu avem de luptat cu cultele. Că noi avem de luptat cu un sistem diabolic pe care îl conduce cel care este diavolul și care influențează lideri europeni și mondiali pentru a-i duce și a merge pe mâna lui și a distruge tot ce e frumos în lumea asta. Deci, așa cum a spus Pavel, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, dar noi avem de luptat împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor care locuiesc în locurile cerești. Deci, armele noastre trebuie îndreptate înspre cel care este potrivnicul declarat de Biblie și ăsta e diavolul și să sunem toată adunarea, Dumnezeu să dea biruință! Dumnezeu să dea biruință! Că am văzut și cazul ăsta familiei Bodnariu, că prin el Dumnezeu ne-a dezmeticit și ne-a arătat că noi trebuie să fim uniți, că noi trebuie să fim unul lângă celălalt, că noi trebuie să dăm jos barierele și zidurile și gardurile, pentru că ținta noastră și valorile noi trebuie să le apărăm și nu ideile și tradițiile noastre și nu fixurile noastre. Căci atunci când îți ia 5 copii din familie, nu mai ții să discuți atunci că trebuie să te derogi pe genunchi neapărat sau în picioare. Atunci nu mai discuți că trebuie să ții mâinile sus sau jos. Atunci nu mai ai timp de potignire, atunci nu mai ai timp de povești. Așa cum am avut ani de zile timp de asta. Timp pierdut. Clar timp pierdut. Deci atunci când e foamete și când vezi că oamenii mor de foame pe lângă tine, nu mai ai timp să umbli după năluci, cum atâția ani am umblat. Nu mai ai timp de asta.
Atunci te gândești, unde-i Dumnezeu? Mai vorbește Dumnezeu? Mai vine Dumnezeu? Mai răspunde Dumnezeu? Mai are milă Dumnezeu de noi? Atunci când ați avut dureri în casele voastre, în viețile voastre, atunci când viața v-a răvășit, n-ați mai avut timp de povești, de glume proaste, de la că-i țigan, de la că-i ungur, de la că-i român, de la care face sau nu face ceva, atunci ați vrut să știți dacă mai sunt oameni care cred în Dumnezeu, dacă Biblia mai funcționează, dacă mai sunt oameni al lui Dumnezeu care se roagă și Dumnezeu îi ascultă. Atunci v-ați întrebat dacă mai sunt profeți al lui Dumnezeu, dacă mai vorbește Duhul Sfânt. Și v-am spus și vă spun și astăzi, Dumnezeu vorbește, Duhul Sfânt vorbește și Biblia rămâne în picioare. Și să spunem toată adunarea, aleluia, glorificat să fie Domnul! Când spunea zilele trecute cineva care s-a întors din Germania și a spus să discută un proiect de lege în Germania, ca în grădinițile de copii, copiii și mai elevii să nu mai zică mamă și tată. Pentru că dacă spui mamă și tată, îi pui în dificultate pe cineva, nici măcar nu vreau să le pronunț numele. Și să produce o discriminare în grădiniță, pentru că vor veni cu copiii la grădiniță doi bărbați și dacă tu spui mamă și tată, ei sunt discriminați. Și atunci în grădiniță se spune doar că există o familie. Și când mă uit unde îmi cresc copiii mei și ai voștri, și când mă uit unde noi creștem și unde noi trăim, îmi dau seama că suntem într-o criză extrem de profundă. Și noi trebuie să ne-o asumăm, trebuie să o vedem, trebuie să fim realiști și trebuie să luptăm cu toată ființa noastră pentru valorile și bunurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și trebuie să luptăm până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Așa că uitându-mă la dumneavoastră și la mine, îmi dau seama că avem o criză foarte, foarte urâtă, în care nu numai că răbdăm de foame ca și ei, în care este atacată, nu atacată familia, cum a fost întotdeauna, cu un bărbat o ia razna și se duce cu alta. Poate până la urmă își revine și revine acasă. Nu doar atacul de genul ăsta în care noi nu suntem vegheatori și gafăm și așa. Toate astea nu-s plăcute. Dar acum trăim o criză în care familia este atacată prin legi. M-ați înțeles? Familia este distrusă de legi. Familia va fi absolut ruinată de legile care intră în vigoare. Nu sunt un pesimist. Nu știu câte șanse avem cu semnăturile astea să schimbăm Constituția. Nu pentru că nu o să avem semnături, că o să avem mai multe decât trebuie. Nu pentru că, până la urmă, parlamentar este aici și fratele meu Roșca. Nu o să vrea. Dar vreau să vă spun că presiunea din afară va fi foarte agresivă. Că imaginați-vă, cum zicea un preot ortodox zilele trecute, m-a speriat că începem să devenim din ce în ce mai apropiați. A spus, vă dați seama, dacă Grecia, care este din punct de vedere al ortodoxiei, miezul, muntele Athos, ce să vă mai spun, a acceptat și a aprobat parteneriatul civil, ceea ce Parlamentul în România l-a refuzat cel puțin de 3 ori până acum, Dumnezeu să-i binecuvânteze pentru treaba asta, Grecia a acceptat țară majoritară și miez ortodox, cu teologia exact ca noastră. Cred în Dumnezeu ca Tată, în Iisus Hristos ca Mântuitor, în Duhul Sfânt care purcede de la Tatăl și a venit în lume. Deci când vorbim de astea, trebuie să fim conștienți că ne paște o criză imensă. Nu putem să zâmbim foarte bine în vremea asta. Nu putem să fim foarte liniștiți din perspectiva asta, pentru că ce ne așteaptă pe noi nu e bine deloc. Nu pot să vă pun pe masă gogoșe astăzi. Stimate familii de la Toflea, nu știu cât timp veți mai spune ediția 11, 12, 13, 14, aș vrea să aveți 100. Dar tare mă tem că într-o zi se va întrerupe. Bă, ce faceți voi acolo? Ne adunăm să lăudăm pe Dumnezeu, ne adunăm să apărăm familia. Ia mai terminați, ia opriți-vă, ia gata cu prozelitismul, ia gata cu cântecele, ia gata Vasile că te aude și vă aude tot hotelul. Că am venit ieri și eram în parcare. Nu era greu să ajung la voi, că vuia hotelul ăsta de muzică. Vă găseam după sunete.
Ia Gabi Zăgrean încheie. Ia încheie tu cu predicile astea directe. Ia încheie tu cu povestea asta. Ia limitează-te. Ia du-te în biserica ta. Ia predică la inoriașii tăi. Ia nu mai ieși de acolo. Ia vezi-ți de drumul tău. Știu că urmează asta. Știu că asta va veni. Dar vreau să vă spun astăzi, stimați frați, surori și familii de la Toflea, capul sus. Cel care este de partea noastră este mai puternic decât orice imperiu. Acesta este Iisus Hristos! Să-L aplaudăm pe Iisus! Să-L înălțăm pe Iisus Hristos, Domnul! Aleluia! Am spus bisericii duminică să se roage pentru mine, pentru că mă simt amenințat. Dar vă spun ceva, multe imperii au încercat să-L distrugă pe Iisus și Biblia și n-au reușit. Nici ei nu vor reuși. Pentru că cel care conduce istoria este Iisus Hristos, Domnul. Aleluia! Aleluia, binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea, bărbați, surori, copii, ideea principală este să fim agățați cu Dumnezeu cu toată ființa noastră. Secretul fericirii unei familii este fericirea care se agață cu toate resursele și forțele ei de Dumnezeul Bibliei. Și vă rog să spuneți toată adunarea amin. De Dumnezeul Scripturii, binecuvântat să fie numele Domnului. Când ești într-o criză, te gândești cum ieși din ea. Te gândești cum o gestionezi. Poți să o gestionezi prost. Poți să o adâncești. Poți să nu mai știi să ieși din ea. Și în general, toți care sunt într-o criză, asta e marea luptă. Cum ies? Și atunci ai nevoie de răspunsuri clare, ai nevoie de lumină și ai nevoie de călăuzire. Amin. Din partea lui Dumnezeu. Și atunci pe text intervine un moment în care Isaac discută cu Rebeca și găsesc o soluție. Și soluția la care ei s-au gândit e una logică, rațională. Ne coborâm în Egipt. Egiptul fiind atunci zona cea mai bogată, cea mai mare cultură, cea mai mare prosperitate și tot ce vreți. Ar fi Egiptul o zonă sigură pentru noi. O să fiu pe alocuri tăioase astăzi, dar să știți, nu mă dau înapoi. Pentru că trebuie să fim realiști din multe puncte de vedere. Că uneori ajungem cu familiile noastre în crize adânci pentru că noi am ales drumul ăla. Nu bat niciun apropo acum direct. Dar uneori când te duci într-o țară, bă, trebuie să te uiți. Vrea Dumnezeu să mă duc acolo? Unu. Doi, bă, ce face țara aia? Ce lege are? Pare legi satanice. Și tu ce faci? Îmi bag copiii acolo. Dumneavoastră să-mi spuneți mie că trebuie să ne hotărâm odată să credem, nu teoretic, nu bla bla, că există o călăuzire a lui Dumnezeu precisă. Și noi trebuie să hotărâm dacă vrem să trecem de partea ei. Vreți? Vrem Egiptul, să știți că există consecințe. Dacă vrei neapărat, poți să mergi. Uneori Egiptul poate să fie România. Nu spun și arunc peste cei care pleacă în sănătate că o parte dintre voi ați plecat și nu-i bai pentru că am văzut mari minuni acolo. Dar lansez aici precis că e nevoie în viața de familie de călăuzirea lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru ca să fim fericiți, frați și surori. Că fericirea nu înseamnă așa, mă simt grozav, că mă scarpină Dumnezeu pe spate. Mă simt grozav asta, așa mă simt de frumos. Fericirea, stimații, e un concept divin. Și dacă s-a citit psalmul, cât pentru mine fericirea este să mă apropii de Dumnezeu. Păi asta înseamnă că a te apropia de Dumnezeu înseamnă un prag de intimitate adânc. Că El spune, vreau să mă apropii de Dumnezeu, asta ar fi fericirea mea. Dar ce fericire este aici? Pentru că apropiindu-te de Dumnezeu în intimitate, acolo îi simți bătaia inimii și îi auzi vocea care îți spune, ia-o stânga, ia-o dreapta, mergi înainte, stai pe loc, dă-napoi, urcă-te, coboară. Asta înseamnă. Intimitate înseamnă dialog și discuție cu cel cu care ești în intimitate.
Pentru că fericirea într-o familie este ca bărbatul și femeia să fie apropiați. Spuneți cu toții dacă nu e așa, amin? Păi a avut dreptate, cât pentru mine fericirea este să fiu apropiat, să fiu aproape de Dumnezeu. Nu la voia întâmplării, Petru când a spus Iisus în întâlnirea aceea înainte de răstignire, a spus, unul dintre voi mă va vinde. Și toți șop, cine? Și Petru și-a dat seama că există unul foarte apropiat de Iisus. Și a zis, bă, întreabă tu pe Domnul cine. Și cine era foarte apropiat de Iisus? Foarte apropiat de Iisus. Și foarte fericit. Ioan, care stătea cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos și l-a văzut cât e de aproape, că l-au invidiat toți. Da, ei au fost așa mai reci. Și dacă au fost reci, au pierdut și secretele. Când ești rece cu Dumnezeu, când ești rece cu nevastă ta, nu ești bărbat să te aplaud eu. Ești un amărât. Când ești bărbat, ești aproape de nevastă, ești lipit de ea, ești în intimitate cu ea, așa arată bărbații adevărat. Nu orgolioși ăia care li rușine să se expună cu nevasta sau lasă-mă să fim bărbați, nu le lăsăm așa să apropie prea tare de noi. La cine vrei să se apropie? O străină de tine? Vrei să îmbrățișezi o străină? Ei, nu e aproape nevasta de tine, se va apropia altcineva de tine. Dacă nu e aproape bărbatul de tine, s-ar putea alt soc să se apropie de tine. Dacă nu e aproape Dumnezeu de tine, se va apropia diavolul de tine, se va apropia solii lui de tine. Dacă ești aproape de Dumnezeu, lipit de Dumnezeu, în comunie cu Dumnezeu, cu Dumnezeu în tine, diavolul n-are loc și fuge. Și să spunem toată adunarea, amin, gloria lui Dumnezeu. Și a zis Ioan, eu stau lipit de Domnul și mă pun pe pieptul lui. Bă, dacă Iisus mă lasă să pun capul pe pieptul lui, bă, dacă îmi dădea un șut în fund și zicea, pleacă-mă de aici, dar tu știi cine sunt eu? Eu sunt fiul lui Dumnezeu, mă stai la un metru. Păi dacă Iisus era ca unii lideri care nu lasă oamenii să apropie de ei, că mi-au servit și mie la începutul slujirii pe tavă varianta asta. Băi, Gavi, dacă vrei să o duci mult și vrei să mergi departe și vrei să ai asta, băi, eu îi țin la distanță pe oameni, mă. Eu îi țin la distanță, mă. Și eu am ales exact opusul. Eu am lăsat pe toți să vină în viața mea și știți ce mi s-a întâmplat? M-au lăsat și eu să intru în viața lor. Și am început să fim apropiați. Și așa îi rămâne până la capăt. Am plătit prețuri, mai plătesc pe alocuri, mai zice, bă, familia aia au zis ceva de tine, dar am fost foarte apropiat cu ei. Bă, mai bine să zică de mine decât să fiu un om rece, decât să fiu un om distant, mai bine plătesc prețul unei bârfe, care până la urmă își revin și ei din bârfa aia și când se întâlnesc cu mine le cade capul jos, dar eu, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și pe ei, le spun, țineți capul sus, eu vă iubesc și mergem mai departe. Și să spunem toată biserica, amin. Bă, dacă Iisus mă lasă să stau cu capul pe pieptul lui, acolo pun mă cap. Acolo pun cap. Și Petru s-a prins că a fost deștept. Dacă cineva vrea să afle secretul, că nu l-a zis Iisus cu voce tare, ăsta e Ioan. Ioan spune, întreabă pe Domnul, cine e vinovat? Și Iisus i-a spus la ureche la Ioan, cel care va întinde primul cu mine mâna în farfurie, ăla-i. Și Ioan s-a uitat și când a întins Iisus mâna, că vă dați seama că zicea cu voce tare, Iuda și-o băga în buzunar. V-ați prins, nu? De ce? Eu n-o zis tare. Toți predică, eu zic tare, n-o zis tare, că atunci era o predestinare. Adică, bă, nu mai și puteți ține mâna, că... Dacă zice pensiometru, pici în groapă și tu vezi groapa, acum trebuie să fii, ai probleme cu capul, să te arunci în ea. Eu zic lui Ioan, ăla care întinde primul mâna. Și când a întins Iisus, Iuda a fost acolo. Și a zis el, vânzătorul. Și apoi Iisus l-a dat pe față. Să știți că noi avem nevoie de o călăuzire perfectă pe care singurul care ne poate da este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Versetul 2 spune, Domnul i s-a arătat și i-a zis, frați și surori, ca să puteți să fiți fericiți în familie, și să fiu fericit în familie, trebuie să fiu capabil să aud vocea lui Dumnezeu și să văd ce vrea Dumnezeu să-mi zică mie cu privire la situația în care mă aflu cu viața mea. Votați pentru asta? Mâna sus cine votează, Dumnezeu i-a zis. Vreți să vă vorbească Dumnezeu? Ieri veneam spre Brașov, spre Sinaia. Și să știți că aveam niște frământări. Nu există, frați și surori, nu există, ascultați-mă, nu există. Oamenii care lucrează cu Dumnezeu și vor călăuzirea, nu există, să nu-mi spuneți în veci că nu vă cred. Nu vă cred pentru că scrie în Biblie ce vă spun și nu vă cred pentru că eu experimentez asta. Dumnezeu vă vorbește. Și venind spre Brașov, spuneam, am niște frământări cu plecările astea pe anul ăsta, unele departe, tot mă cheamă toată lumea. Și îmi spune Duhul Sfânt așa. Mă sună cineva și îmi spune așa. Frate Gabi, puteți să vorbiți? Da.
Să știți că noi avem o zi în care ne rugăm pentru slujitori, sunteți pe listă. Și spune, Duhul Sfânt vă spune așa. Să nu acceptați toate invitațiile care vă vin din depărtări. Că o parte dintre ele nu-s de la mine. Și mergând acolo, veți intra în lupte cu duhuri potrivnice. Și nu veți avea o lucrare eficientă și veți veni cu inima dărâmată. De aceea Domnul îți spune, adică mie, să stai în umbra mea și să mă întreb. Și cum ți-am răspuns până astăzi, eu, Domnul, îți voi răspunde în fiecare drum. Și te voi călăuzi și îți voi arăta drumul pe care trebuie să mergi. Acum ce să spun eu? Slăvit să fie Domnul pentru asta. Pentru că deja refuzasem două plecări și eram cu inima cât un purice. Îi ziceam lui nevasta că eu sunt om sensibil ca și voi romii. De-aia am niște nedumeriri. Da, Dumnezeu mi le-a luat până la urmă. Când mi-a spune unde este originea mea. Dar foarte sensibil că după ce refuz și mi-e clar, pun pe masă, Dumnezeu îmi spune nu! Și sunt convins. După câteva zile, nu cam îndoieli, dar am niște frământări așa și zic, eu unde mă plâng? La nevastă mea. Că s-a apropiat cu ea. Și îi zic, știi ceva? Dacă am greșit, dacă trebuia să mergem, uite ce bine era, uite poate că era, uite asta, uite asta. Și ea, ca toate surorile înțelepte, Domnul să le binecuvânteze, spune, nu te mai înțeleg. Păi am zis, nici n-ai cum. Dacă te-ai hotărât odată, hotărâ rămâi. Gata, dragă. Când femeia ridică tonul, e bine să te oprești. Când bărbatul ridică tonul, nu-i bai, că el mereu ridică. Că îi place să vorbească tare. Da, bă, eu sunt șef aici în casă. Bine, dă-i să meargă. Da. Și întotdeauna trebuie să știți pentru fericirea unei familii că aveți nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Acum, după ani de zile, să știți că mă felicit pentru că am avut multe lupte în punctul ăsta călăuzire. Am avut atâtea hărțuieli. Când am pornit în drumul ăsta slujirii, primii care m-au hărțuit dintr-o parte și alta au fost cele două familii. Familia mea și a lui nevastă. Eram tânăr atunci. Bă, slujirea era un concept iubit, nici atunci și poate nici azi. Și noi ne-am băgat așa amândoi, am riscat, eram săraci, stăteam pe la maică mea, stăteam în condiții, n-are rost. Dar a fost ok. Și ne-am băgat în zona asta să slujim pe Dumnezeu, ne-am pus noi așa. Vrem să slujim pe Dumnezeu, orice ar fi. O zis fratele Cazac, lăsat-o face, am lăsat și eu tot. Porniți-mi și eu, aveam multe posibilități. M-am băgat. Bă, dacă nu m-a povestit, în stâng. Bă, rațional, îi înțeleg. O să falimentați, o să fiți de râsul lumii. Unul ne-a oferit o afacere, unul ne-a oferit o poziție. Toți au fost foarte ofertanți când am făcut asta și a fost o mare ispită pentru mine, o mare luptă pentru mine. Până ce într-o zi am luat telefonul și uite, așa tremura telefonul în mână. Papa, așa tremura. Și am zis eu de azi, nu mai vin. Punct. Eu mă duc să-L slujesc pe Dumnezeu. Eu sunt aici pentru că Dumnezeu m-a ajutat. Dar sunt aici pentru că eu am decis să fiu aici. Să fie clar asta. Să fie clar asta. Și n-am decis doar atunci. Am decis din sute de ori să asculte Dumnezeu. M-am luptat cu vraja de a fi într-o țară din lumea asta. Frumoasă. M-am luptat cu vraja de a păstori o biserică mare. M-am luptat cu vraja funcțiilor și a multor lucruri. Nu pentru că ce am spus aici până aici este păcat, ci pentru că nu erau lucrurile pe care Dumnezeu le-a hotărât pentru viața mea. Dacă mergeam, era Egiptul meu, era finalul meu, era robia mea, era terminarea mea, era îngroparea mea. Sunt convins și am refuzat Egiptul de sute de ori. De sute de ori am stat și eu ca aia, Isaac cu Rebecca. N-ar fi bine, n-ar fi bine, n-ar fi bine, n-ar fi bine. B-ar fi bine, b-ar fi bine, n-ar fi bine, b-ar fi bine, n-ar fi bine. Dar în final am zis, Doamne, ai de zis ceva? Doamne, ai Tu, Dumnezeule preanalt, să ne spui ceva? Și Dumnezeu i-a zis lui Isaac, bă, Tu ești cap de familie. Rămâi în locul care ți-l arăt eu.
Să spunem cu toții binecuvântat să fie Domnul. Să spunem cu toți binecuvântat să fie Domnul. Băi, Vasile, dacă locul care ți-l arată Dumnezeu e toflea, acolo rămâi înghețat. Doamne, în toflea e sărăcie, toți au plecat. Doamne, 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 eu, Gabi, eram pe copiii mei, aia. Băi, lasă-mă că eu sunt capabil să îngrijesc de viața ta, de casa ta, de mintea ta. Păi de ce să părăsești America după 10 ani să meri în Iași? Păi de ce să faci asta? 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 Pentru că vrem să fim fericiți. Spuneți toată adunarea, amin. Pentru că vrem să fim fericiți. Și oamenii sunt nefericiți pentru că ei nu merg pe mâna lui Dumnezeu. Ei n-ascultă de Dumnezeu. Lor nu le pasă de Dumnezeu. Lor nu le pasă de ideea lui Dumnezeu, de visul lui Dumnezeu care îl are pentru casa lor, pentru viața lor și pentru pruncii lor. Nu le pasă. Și consecințele vin. O, pentru cât nu ne rugăm și pe când întâlnesc, uite ce am făcut, uite ce am făcut, uite unde am ajuns. Nu mai știu ce să fac, frate Gabi, vreau să divorțez, vreau să plec. Dar de ce vrei să divorțești? Păi m-am căsătorit cu cine nu trebuie, m-am căsătorit cu unul în lume, m-am făcut asta. Băi, iubiții Domnului, și Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să vă atingă astăzi. Dar ai întrebat pasul care l-ai făcut, ai fost convins că e pasul lui Dumnezeu. Dar cui pasă de călăuzire? Știi cui pasă de călăuzire? Tuturor celor care vor să aibă familii fericite. Amin. Că nu contează în prima fază cât pierzi și cât ești de judecat și câte lupte ai, că-s mari. Contează că pe parcurs simți un fir roșu în viața ta. Alaltăieri vorbeam cu cineva, zice, dacă făceai atunci alegerea aia, în urmă cu 20 de ani, crezi că făceai exact ce faci acum? Am zis, nu pot să-ți răspund. Dar pot să vă spun că eu mi-am dorit întotdeauna să fac exact ceea ce fac. Pentru că asta am simțit că e visul meu și asta am simțit că e chemarea și destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru viața mea. De aceea, stimate familii, fiți atente, rugați-vă, cereți lui Dumnezeu să vă vorbească prin Scripturi, prin revelații personale, prin visuri de noapte, prin vedenii, că de ce să mă ascund, prin proroci ai Domnului și Dumnezeu să vă lumineze calea și pași. Pentru că așa cum spunea înțeleptul, multe căi se par omului bune, dar până la urmă căile alea duc la moarte. Dar cel care cercetează inima și Duhul este Domnul. Și să spunem toată biserica, amin, glorie Domnului. Dumnezeu să se atingă de fiecare ființă. Iată ce spune autorul Psalmului 116, 119, în versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Vă dați seama, Isaac mai târziu când a ajuns foarte bogat, cât de mult s-a felicitat el atunci pentru că a mers pe mâna lui Dumnezeu? Dar atunci când i-a zis Dumnezeu, rămâi în locul care ți-l voi spune, i-a fost greu, nu știa ce să conceapă, nu știa ce să creadă. Nu credea că călăuzirea lui Dumnezeu este cea mai bună pentru el. Nu vedea binecuvântarea în vocea lui Dumnezeu. Dar vă vreau să vă spun că Dumnezeu, când vorbește, are în perspectivă binecuvântarea lui. Dar trebuie prima dată să accepți voia lui Dumnezeu și să asculți. Și să spunem toată adunarea, amin. Amin. Rămâi în Gerar. Și Isaac a rămas în Gerar. Năucit, zăpăcit, întrebându-se, foindu-se, că nu-i ușoară lupta asta cu voia lui Dumnezeu. Foindu-se, e bine, nu-i bine, tu nevastă, ce zici, cum aia, au apărut probleme. Dar până la urmă, când tragi linia, spui, Dumnezeu a lucrat în viața familiei mele și ne declarăm o familie fericită. Că avem, că n-avem, mai mult, mai puțin, asta nici nu prea contează, dar ceea ce e mai important este că noi am umblat până astăzi în voia lui Dumnezeu. Și spun împreună cu voi, Dumnezeu să ne ajute la asta. Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea. Amin. Secretul, unul dintre secretele unei familii fericite, este cea care umblă în vremuri de criză sau de libertate în voia Dumnezeului Celui Sfânt. Amin. Doamne ajută-ne, Dumnezeu să vă ajute. Amin. Asta înseamnă că trebuie să stați lipiți de Dumnezeu, să fiți apropiați în intimitate cu El, ca să-i puteți auzi vocea. Că Dumnezeu vorbește, dacă stai la distanță, Dumnezeu nu va te houli după tine, tot va striga după tine și tu tot te duci în direcția opusă.
Dacă vrei Egiptul, sigur că poți să alegi și Egiptul, dar consecințele întotdeauna apar. Un al doilea lucru care vreau să vă spun, din taina asta, când mi s-a părut foarte provocator secretul unei familii fericite, știu că de vreo săptămână eram mai multe familii și le-am spus că vin la conferință, că atunci am umilit și pe aia, din Beclean, și mi-am zis, dar ce temă au? Și am zis, secretul unei familii fericite. Și câteva surori acolo care sunt întotdeauna mai îndrăznețe. Și frate Gabi, ce spui, care e secretul? Și să știți că mi-a venit unul atunci un răspuns foarte egoist, dar în parte am dreptate, deja și râdeți ce spun. Am zis, bărbatul. Și până la urmă chiar așa e. Bărbații, trebuie să aplaudați, nu aveți curaj. Că nu vă bazați pe voi. Dar să știți că noi suntem cap. O zis Vasile aici. Bine o zis. Foarte bine o zis. Foarte bine. Te aprecia Vasile foarte mult, dacă tot e aici, pentru că citeam pe cineva zile trecute și spunea, niciodată nu trebuie să dai vina pe alții. Trebuie să știi că întotdeauna principalul vinovat într-o poveste s-ar putea să fii tu. Asta spun mamei înțelept. Așa că, Vasile, te-ai calificat. Întotdeauna, oriunde ne trimite Dumnezeu și ne așează Dumnezeu, noi trebuie să fim niște oameni care să mânem pentru că a fi fericit, asta înseamnă, am spus în debut puțin, noi trebuie să fim, oriunde am fi noi, în orice situație am fi, trebuie să fim agățați de Dumnezeu 100%. Și toate resursele noastre să ne tragem de Dumnezeu. Merită să spuneți cu toții, amin. Pentru că Dumnezeu îi cere ceva lui Isaac prima dată, după ce l-a ascultat, a zis, te rog frumos să locuiești ca străin în țara aia. Știți ce înseamnă un om străin? Nimic nu e a lui. Păi aici, dar străin. Deci nu mă leagă nimic de locul ăsta. Că-s venit aici. Întâlnesc românii peste tot. Frate Gabi, bine, e frumos, avem aia, avem aia, avem aia, avem aia, avem magazinul peste drum, mâncarea ieftină, ne permite mult, mult, mult mai multe decât ne-am permis în România. Dar vrem să vă spunem ceva, am zis, știu, nu mai spuneți. E dor de casă. E dor de căruța cu cai. E dor de fân. E dor și mie de multe ori. Am momente când urăsc civilizația asta. Știu că m-am dus anul trecut prin decembrie în New York, prin centru pe acolo. Doamne, o nebunie întreagă. O nebunie. Nu m-am văzut toată că apar pe un ecran acolo. Că era ecranul ăla unde se tot pupau ăștia și îi imortaliza acolo. Stăteau până vinea pe ei, pac. Am mers peste tot pe acolo, dar mă simțeam atât de mic și atât de străin acolo, atât aglomerat, am stat vreo două ore numai să ieșim din centrul ăla și am zis, Doamne, izbăvește-mă cumva de aici, să mă văd eu acolo la mine, la Beclean, Doamne, să mă duc eu pe jos, pe stradă, Doamne, să simt eu bolovanii și gropile sunt mașinile mele, Doamne, să plângă copacii mei când mă văd dimineața, Doamne, să mă duc să-i ating eu, Doamne, să-mi tai eu iarba mea, să smulg eu burienile mele din România, Doamne, izbăvește-mă de aici, Domnul, încă un pic mai o săptămână și m-a izbăvit, aleluia. Pentru că trebuie să te naști să trăiești acolo. Sau Chicago, sau... Bă, te sperii turnurile alea înalte, mă mai suit în ele, Doamne, e ok. E foarte frumos totul, dar eu vreau să plec. Eu vreau să plec. Eu tot timpul vreau să plec. Pentru că spunem noi vorba asta românească, nicăieri nu-i ca și acasă. Și așa e. Și trebuie să știți că noi, ca și Sfința lui Dumnezeu, familiile noastre sunt fericite pentru că noi niciodată nu ne vom lega de pământul ăsta. Noi suntem legați de lumea noastră, de țara noastră, de Dumnezeu, de cer. Visul nostru e cerul. Amin. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul! Noi suntem de-a dreptul străini și călători pe lumea asta. Bă, dormim în hotelul ăsta, dar plecăm, dormim în celălalt, plecăm. Stăm în Toflea, stăm în Londra, stăm în Paris, stăm în Beclean, stăm în Bistrița, stăm unde stăm în livezile. Dar după aia plecăm, plecăm! Pentru că noi nu aparținem lumii acestea. Noi aparținem unei alte lumi care deja e în noi. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu și strigăm toată adunarea. Aleluia! Aleluia! De aceea am spus o dată, eu cred în extraterestri. Eu cred în omuleții verzi. Și am fost într-o biserică, Vasile Șoniță, când au zis asta. O, băi, da, fratele Gabi, sper că... Nu... Acum suntem și filmați aici, a? Și acum o să apară pe toate știrile. Eu cred în extraterestri și în omuleții ăștia verzi. Că verdele e simbolul vieții. Eu cred că există extraterestri. Și eu cred că
Un extraterestru este ceva care nu aparține terestrului. Cam asta este tradus, este extra. Aparține unei alte lumi mai invizită pe aici. Și eu cred că toți pocăiții adevărați, mântuiți, sunt extraterestri. Da. Omuleților verzi, deși voi nu sunteți verzi, vreau să vă spun că noi e viața. Iisus Hristos, viața noastră, noi pe tine te slăvim, căci prin jertfirea ta pe cruce noi voi își trăim, ne-ai dat în dar iertarea pentru vina ce o cântăm, de aceea cântăm glorie, glorie, aleluia. Frați și surori, noi trăim în lumea asta, dar nu suntem din lumea asta. Vreți să vă dau argumentul biblic pentru extraterestri? Cum să nu? Cu drag. Dar e rugăciunea de mare preot a Domnului nostru Iisus Hristos. Cea mai profundă rugăciune care a fost rostită vreodată. Haideți să vedem. Ioan, capitolul 17. Iată ce spune. Versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe ceea pe care mi-ai dat. Pentru ca ei să fie una cum noi suntem, cum suntem noi una. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe cei pe care mi-ai dat tu și niciunul nu a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru că să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că... Ce scrie? Pentru că ei nu sunt din lume. După cum eu nu sunt din lume. Puteți să fiți fericiți? Le-am dat cuvântul tău și lumea? Știți ce se întâmplă în textul ăsta? Vine Abimelec la Isaac și zice: pleacă de aici! Pleacă de aici! Te urăsc din toate simțămintele ființei mele! Dar de ce cândva mă iubeai? Pleacă de aici! Dar de ce? Păi a ajuns mai bogat decât noi. Păi cum a ajuns mai bogat decât ei? Pentru că cineva i-a dat cuvântul. Eu te voi binecuvânta. Și spune în toată adunarea: aleluia! Și pentru că Isaac a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, lumea l-a urât. Afară! Ia și pleacă de aici. La fel și azi. Nu fiți naivi. Unii ori am fost. Mă întâlneam cu unii mari, mici, tot felul de oameni, și politici, și de tot. Domnul Gabi, domnul Gabi. Până la urmă știam rolul, da? Bă, la un moment dat mă simțeam așa măgulit. Bă, totuși, eu îi fi o excepție pe lumea asta. Cred că mă iubesc cu oamenii. Cred că lumea niciodată n-are cum să te iubească. Numai să face că te iubească și după aia te execută când îți e lumea mai dragă, cum spunem noi. Dar vreau să vă spun, cine ne iubește pe noi cu adevărat este cel care a pus în noi lumea lui, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Pregătiți-vă că lumea vă urăște. Oricine e cu Dumnezeu e respins de lume, pentru că lumea iubește doar ce îi aparține, știți asta? Și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, pentru că ei sunt extraterestri, după cum nici eu nu sunt din lume. Așa că statutul meu și al dumneavoastră este egal cu cel al Fiului Dumnezeu. Ia să salutăm glorie Domnului! Glorie Domnului! Aleluia! Glorie Domnului! Glorie Domnului! Așa că secretul fericirii familiei creștine este ca dumneata și cu mine să fim și să rămânem niște extraterestri, aleluia! Niște extraterestri care suntem în lume, dar nu suntem din lume. Și într-o zi vom pleca. Într-o zi vom pleca. Și să știți că sunt niște regii pregătite, care sunteți așa mai vreți multe, le puteți citi, în care lumea care citește Biblia să pregătesc pentru momentul răpirii ca să argumenteze ce s-a întâmplat. Pentru că atunci când va fi răpirea bisericii, spun clar asta, că unde te afli? La moară, nu? Pe câmp, în mașină, în avion, pleci. Domnul ne ia. Spuneți aleluia. Și se vor produce catastrofe. Vă dați seama dacă e un pocăit conduce avionul. Vă imaginați? Și răpirea. Știți ce se întâmplă, nu? Ar fi o șansă copilotul să nu fie pocăit. Dacă amândoi sunt pocăiți, ăștia pleacă. Și avionul pleacă. În jos. Închipuiți că o grămadă de pocăiți o să fie conducători auto. Și nu glumesc când spun că pleacă.
Și se vor întâmpla cataclisme și catastrofe atunci. Și spune că se regizează un plan în care să se explice de ce a plecat numărul ăsta de oameni. Și răspunsul este ăsta. Ăștia au fost extratereștri pe care noi am văzut mulți ani și au fost printre noi și au plecat. Și asta va fi mare explicație că noi am fost extratereștri. Și să știi că au avut dreptate. Noi eram extratereștri. Numai că noi eram ca și ei în carne și oase, dar noi aveam un alt vis despre care toți românii vorbesc și spun vie împărăția ta, Doamne. Și noi nu numai că l-am spus teoretic, noi și am crezut în asta și am trăit pentru împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu care ne-a iubit într-o zi ne va lua. Pavel spunea, când se va arăta Hristos viața noastră, ce se va întâmpla? Ne vom arăta și noi împreună cu El unde? În slavă. Dumnezeu să vă facă fericiți. Că dacă nu credeți și nu sunteți străini, eu vă declar pe toți nefericiți. Nefericiți. Am spus la evanghelizare săptămâna asta, într-un oraș mare din România. Azi m-am dus cu nevastă mea spre orașul ăsta la evanghelizare și vede soția mea pe unul că fuma la volan. În timp ce l-am depășit. Zice, vai, nu pot să înțeleg pe oamenii ăștia care fumează. Și eu zic, sigur că nu înțelegi când tu te gândești la cer, la veșnicie, la Iisus, la asta. De ei n-au nimic de cu treabă cu lumea asta. Și apoi ce să facă săraci? Tu ce ai face să știi că mori? Pe toți care, bă, lasă de fumat, da? Păi ce contează că mai bat un cui acolo în sicriu? Mai bat un cui. Pentru că perspectiva lor e sicriu. Dar poți să fii fericit dacă perspectiva ta e sicriu? Ia să vă vedem. Am fost undeva în Bucovina și am fost la cineva acasă și mi-a spus, frate Gabi, nu știu cum a venit discuția, mai bine nu venea. Dar dacă nu venea, nu vă puteam spune. Și sicriul meu, eu ne l-am cumpărat, e în pod. Doamne, am zis, arată-mi ușa pe unde să fug. Eu-s pregătit, zice. Totul e aranjat, sicriul e în pod. Ia la măsura exactă, m-am pus în el. Doamne, nu mai zice, bă, am zis că sunt filme horror. Vreau să-l arăt în veci, am zis. Ține sicriul acolo. Cum să-mi arată el mie sicrie? Nu sătul eu de cele pe care le văd? Eu gata, s-a terminat când văd un sicriu. Pentru că eu nu visez sicrie. Eu visez cerul. Eu visez că într-o zi împreună cu familia mea vom fi în ceruri, aleluia. Că ceea ce s-a spus aseară, că vom fi acolo să mâncăm în ceruri, mana aia cerească pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o, că acolo vom sta în povești și vom discuta cu Iona, cu toți Sfinții lui Dumnezeu. Ăsta-i vis! Ăsta-i vis! Pentru că eu plec și vis, bă, oricând pot să mor, să-i îmbolnăvești. De eu visez, am spus în Beclean, în biserică, mă pregătesc de multe ori, regizez, dacă mă îmbolnăvesc de cancer, îți pregătesc de pe pat, să spun, să încurajez, să vorbesc, să scriu, să le înalț pe Dumnezeu. Doamne, ajută-mă la asta! Îți pregătit când mor, când îți bătrân, dacă mă ține Dumnezeu, când tremur, să mor plângând de Domnul Iisus. Eu așa regizez! Eu văd îngeri pe-n camere care vin, eu mi-am regizat deja cum vorbesc cu nevastă mea, că mi-am regizat că eu plec primul. Am fost decent. Nu ca ala care a zis, dragă, dacă care va, unul dintre doi, noi doi murim, eu mă mut la țară, să știi. V-ați prins după un minut. Nu, eu regizez tot timpul că eu plec primul, că oricum femeile trăiesc mai mult ca să bărbații. Domnul să vă binecuvânteze, să vă țină, să grijiți de noi. Dar ascultați-mă. Dar eu regizez că plec primul și tot timpul îi spun, soție Mariana, și ceva, văd niște îngeri în cameră, eu așa, cum scrie Biblia, vin după mine, tu-i vezi, nu-i văd. Văd o lumină și văd cum fața îmi strălucește și văd cum mă ia și plec. Ăsta-i vis. De-aia e frumos să fii extraterestru. Și de-aia Biblia spune mereu, fii extraterestru, fii extraterestru, țara ta nu ești, țara ta nu ești. Noi, nu, Doamne, lasă-ne aici, lasă-ne aici, lasă-ne aici. Tot aici ne batem, țăruși, tot ne legăm cu funii, mai batem unul. Încă o afacere, încă două, încă zece. Bă, dar de ce mai faci? Nu ți ajunge? Nu mai vreau să fac, eu sunt activ. Bă, dar vreau să duc în cer. Dar nu te mai poți desprinde, ești legat cu funii aici. Dumnezeu să te ajute ca Samson să te dezlegi, aleluia. Să le rup toate și să nu mai accept să fii legat niciodată. Dar să fii liber, să poți zbura. Aleluia! Slavă Domnului! Iarnă și Traian Dorț a spus la un moment dat că cea mai perfectă ninsoare din lumea asta, cea mai perfectă ninsoare din lumea asta, este atunci când va ninge invers. Toți fulgii vin de sus în jos. Vai, ce frumos! Când eram copii, nu mai prea avem ninsori din aia. Și încă vin pături, așa. Adică erau bucăți foarte mari ca o pătură și... Ținea o pătură de aia, ținea pe față, așa, pe limbă, ținea când era sete și nu mai am mers acasă de 10 ore și eram rus de sete, dar meream acasă, nu mai ieșeam din casă și atunci răbdeam de sete, mâncam zăpadă, mâncam din alea de la, da?
Le sugeam, n-aveam niciunul roșu în gât. Acum îl scot afară, gata, la doctor, care e roșu în gât. Bă, sugeam din atât, le topeam, le băgam în gură cu microbi, cum vineau de pe acoperiș și pe țigle, mă. Ce aveam cu microbi atunci? Aveam anticorp, mă, când cădeam în apă, mă, sub gheață și ne puneam pe sane, mă, și ne stoceam șosetele, mă, acolo și le luam înapoi. Spuneam, bă, ce fierbiți, mă, scalde, mă, bă, șamele scalde, erau beton, mă, dar nu conta, mă. Ce frumoase erau hainele atunci când le stăteau așa afară. Ne jucam cu ele, dar acum, mașinile de uscat, intri pe acolo, numai lumini avem prin cameră, nu mai este nimic normal. Dar vreau să vă spun ceva, era atât de frumoasă vremea, era atât de frumoasă palele alea și păturile alea de zăpadă. Și a zis Traian într-o zi, din soarea va fi invers, va pleca de sus în jos. Amin. Și ăștia vor fi toți Sfinții lui Dumnezeu. Slavă. O, ce fericire! Cântarea veche, trec pe mealul celălalt, o, ce fericită zi, cerul se deschide larg, când ne vom întâlni, reîntâlni, vine ziua fericită, spuneți toată adunarea, amin. Toți vom părăsi pământul, aleluia, ni se cântă, când ne vom reîntâlni. Vă văd vesel, sunteți fericiți? Plecăm. Nu la Toflea, plecăm. Nu la Becleam, plecăm. Într-o zi vom pleca. Într-o zi vom pleca. Într-o zi vom pleca. Bă, nu ne mai scoate nimeni din cameră. Nu mai există dureri. Bă, fraților, îmi pare rău că s-a terminat. Îmi pare rău că plecați. Bă, și mie îmi pare rău că am venit numai seară. Mai bine veneam de marți. Și tot păreri de rău că venim. Sunt tare care pare rău că o veni, poate nu știu. Dar tot păreri de rău. Într-o zi se termină toate părerile de rău și începe o părere de bine eternă. Noi cu Dumnezeu în slavă. Glorie Domnului. Și secretul familiei fericite este că dumneavoastră și cu mine suntem extraterestri. Glorie Domnului. Glorie Domnului. Glorie Domnului. Până atunci aveți dreptul să vă iubiți soțiile, că suntem la o conferință de familie, era să zic de tineret, la o conferință de familie, iubiți-le, jucați-vă cu ele, că ați văzut pe text, Biblia spune și treburi de genul ăsta și multe altele. Și că Isaac s-a jucat cu Rebecca. Odată am citit cu ani în urmă textul ăsta într-o biserică conservatoare și predicatul mi-a dat una. Mai citi asta niciodată. Bine, citesc Cântarea Cântărilor, capitolul 2. O trebuie să sar peste asta. Să sar! Isaac s-a jucat cu Rebecca. Sar! Și eu nu sar! Eu nu vreau să sar! Eu n-am cum să sar peste Biblie. Săriți voi dacă vreți! Eu nu sar, pentru că eu cred că fericirea înseamnă și o atmosferă de bucurie și de pace în familie. Aleluia! Aleluia! Glorie Domnului! Mă încânt când te uiți, când s-a uitat Abimelec, bă, fratele meu, mă, știu, mă, cum să te joci cu o soră, cu o soră te joci, dă maia, fă maia, dai o pasă cu mingea, nu știu, de la distanță, joci tenis, nu știu ce faci, te joci. Bă, dacă l-a văzut cum că el se juca cu Rebecca, bă, ăsta nu-i joc de soră, ăsta e joc de bărbat cu nevastă. M-ați înțeles? Ăsta e joc de bărbat cu nevastă. Și au avut el ceva îndoielă, bă, nu mai încape îndoielă, lăsa-mi pasă ta, mă! Dar de unde te-ai prins? Am văzut cum te jucai cu el? Da. Sunt ața bărbați care regretă că nu au stat lângă nevastă să ani de zile. Păi ce să-i faci? N-ai ce-i faci. Dumnezeu să vă ajute pe voi cei tineri să stați lângă soțiile voastre, lângă soții lor. Eu de 10 ani zic asta. Bă, stai lângă nevastă, du-o cu tine. Ca și melodia aia, bag-o în valiză, du-o în Asia, în America. Du-o! Ia-mă cu tine. Și iau, și du-o. Acum s-au mai domesticit românii, v-ați mai domesticit acum în ultimii ani. Dar în primii ani erau de ăștia cu stoicism, băgau câte un an, doi, trei. Domnul să îi ajute acum, îți dai seama că ea s-a dus anii ea. Da, și-a zis că e soția ta, e foarte bine. Am zis la mine pastorul Wulbrand, a zis la un moment dat, bărbaților. V-am zis eu că unul din secretele fericirii e bărbat. Și eu zis, fratele Wulbrand, la bărbați, la o conferință, ia uitați-vă la palmele voastre. Și toți se uitau la palmele. Atingeți-le. Și eu atins. Cei mai pronunțați nervi, că sunt palmă. Simțiți? Da. Și pentru ce vi-a dat Dumnezeu nervi ăștia din palmă? Să vă mângâiați soțiile. Dragă, ce frumoasă ești!
Ăsta e un joc, nu? Ce frumoasă ești când a văzut Abimelec o mângâie pe față. O să mănânc clar, mă, pe soră asta, nu pot să o mângâie așa. Așa că, bărbaților, mâinile astea nu-s date pentru, da? Mâinile astea în familie-s date pentru mângâiere. Știu că am zis asta într-o conferință cu familie și unul foarte rece așa și că mi-am dat seama că nu știu dacă și-o mângâia vreodată. Da. Astea le știu, nu așa. Le știi, dar nu le-ai făcut. Asta e o diferență majoră. Astea sunt pentru ăștia începători, da, da? Și ăștia începători trebuie să prindă asta, dar care s-o dus, s-o dus, anii se duc, zboară, de aceea Dumnezeu să ne ajute. Și s-o prins frații că mă mișc, dar eu mă mișcam de mult. Tot pastorul Vurbu îmi spunea că și buzele ne-s date să sărutăm soții și soțul. Da. O să vă declare oameni pupăcioși, dar decât să te declare bârfitor și rău, mai bine să te declare că ești un mare pupăcios. Lasă-o să o pupi, că de aia ți-o dat-o Dumnezeu să o pupi și ea să te pupe pe tine și pe toți să ne sărute bunul Dumnezeu care este dragoste. Nu prea spus amin, că aici nu mai e spiritualitate. Că spiritualitatea înseamnă să-ți iubești soția foarte, foarte tare. Că cineva spunea, un mare om care studiază familia, am citit una din cărțile sale și a spus la un moment dat, cu cât este o familie mai apropiată și mai intimă, cu atât îți mai aproape amește de Dumnezeu. Amin. 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 Haideți. Amin. Cu cât mai sunt ăștia care mai îmi plâng de mie, mai îmi plâng mie de miele și neveste mele. Și le spun, bă, mai trebuie să vă naști o dată, să știți cum este să ai soț, un slujitor. Lăsați-l pe mare. E grozav. Întrebați-mă nevastă. Deci nu există cu cât suntem mai apropiați de Dumnezeu, cu atât suntem mai apropiați de soțiile noastre și după cum bine știți și unii de alții. Cu cât suntem mai cu Dumnezeu, cu atât suntem mai agitați în casă, nu mai recunosc pe bărbatul meu. Frate, nu-l mai recunosc. În urmă cu jumătate de ani era pâinea lui Dumnezeu. Pâinea lui Dumnezeu. Și acum ce? Nu mai știu ce s-a întâmplat cu el. Nu mai știu. Nu știu, munca lor omoară, prietenii lor omoară și îmi cer o analiză. Ce să fac? Și după aia intrăm. El nu mai are legătură cu Dumnezeu de mult. Bă, dacă nu te mai rogi, dacă nu mai citești, dacă nu vii la biserică, nu ești lipit de Dumnezeu, tu nici nu o vezi pe nevastă ta, mă. Nici nu o vezi. Că în capul tău e afacerea. Nu mai vezi cum vin banii pe fereastră. Nu mai vezi cum trebuie să mergi acolo. Nu mai vezi că trebuie... Și ea te spune, bă, ce? Mă gândesc. Și nu te mai recunoaște. Nu are cum să te mai recunosc. Nu te mai recunosc copiii. Ăsta e tata. Da, tata în buletin. Dar asta nu-i tata. Tata să juca cu noi. Tata să punem patru labe. Tata ne face niște jocuri. Pentru că secretul fericirii în familie este ca noi să avem bucurie și intimitate în relațiile dintre soț și soție și copii. Și ar merita și aici să spuneți din toată inima, amin. Amin. Spuneți din toată inima, amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin. Că înainte de bani e atmosfera din familie. Amin. Că înainte de carduri și de conturi este dragostea dintre ție și soția ta. Amin. Să fii topit după ea. Da! De mă aude Mariana, acum nu o să-i placă. I-am zis într-o zi, intru în bucătărie dintr-o dată și zic, vreau să spun ceva. Și a sperat ce? Să știi că m-am îndrăgostit de tine. Îs nebun după tine. S-a uitat la mine, o și scăpat vasă, că unde putea să fie Mariana la spălat din vasă? Și o și scăpat farfuria din mână. Și ce, ai luat o razna? Da! Am luat o razna! E cea mai frumoasă moment în care eu iau razna după 20 de ani. Mor după tine! Mă, frate! I-a încercat așa să se stăpânească, dar îmi dau seama ce a fost în inima ei, o mare bucurie. Mai bine să mori așa. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am vrut neapărat să țin punctul ăsta, pentru că noi tot cu Domnul, cu Domnul, cu Domnul și uităm că trebuie să fim cu Domnul și cu Doamna.
Că dacă ești cu Domnul, ești cu Doamna, și dacă ești cu Domnul, ești cu Domnul, bărbat, și dacă ești cu Domnul, bărbat, și cu Doamna, nevastă, ești și cu domnișorii, copii, băieți și fete, și ei sunt inima ta, și tu ești în inima lor, și acolo este o relație care trebuie să fie cu adevărat. Nu îmi place niciodată să vorbesc despre mine, dar sunt obligat pentru că mă duc la grădiniță și băiatul meu, eu când intru în grădiniță, educatorul zice: David, încet! Pentru că el de acolo, din colț, care are 100 de jucării, de prieteni, el zboară printre ei așa ca o săgeată și se oprește în gâtul meu. Tati, strigă! Nici un copil din grădiniță nu face spectacolul ăsta. Îți fericit pentru asta. Pentru că îl iubesc. Slavă Domnului! Pentru că e copilul meu. Și pentru că între mine și el este o legătură intimă de nestrucinat. Și eu îl pup în vârful nasului și în urechi și îl mângâi și îl... Nu se poate. Eu zic: David, te iubesc. Și eu te iubesc, tati. Și eu te iubesc, tati. Și eu te iubesc, tati. Pentru că nu putem să zic: eu-s cu Domnul! Ia-mă asta de aici! Cum e? A venit tata acasă! Omul ăla spiritual, omul ăla cu Biblia, omul ăla cu biserică, omul ăla cu Dumnezeu, omul ăla care pune disciplină tot ce mișcă, 3 luni, 6 luni, 7 luni, 8 luni, vine copilul, da, urmează disciplina și pentru mine. Cine a făcut asta? Eu, tată! Pac, stai acolo! Iisus, hai să ne rugăm! Nu e niciodată! Când cineva l-a obligat pe un copil să zică tatăl nostru și s-a greșit. Bă, ce bătaie o dat! Asta este o nebunie. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni liberi, frumoși, bucuroși, jucăuși și care au cea mai mare frumusețe care vine din Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Și vreau să închei spunându-vă că Dumnezeul acesta care ne face fericiți în familie este un Dumnezeu care binecuvântează acțiunile pe care noi le facem în numele Lui Iisus Hristos. Trebuie să vă spun că familia fericită este o familie activă. Sunteți aici? Amin. Sunteți aici? Familia fericită este o familie activă care nu face umbră pământului degeaba. Are știe că nu mai e mult, dacă timp mai avem, vrem să fim activi. Mi-aduc aminte de aseară când am discutat cu fratele Lazar Gog și spunea fratele Lazar: acum vine somnul, cred că trebuie să mă duc să mă culc, că după aia nu-l mai prind, că fus orar și cu asta. Da, înțelegem, o zis frate, că sunteți obosiți, nu știu ce. Și am simțit că l-ați zignit aseară. Pentru că reacția dumneavoastră: stați puțin, eu sunt un om activ. Nu cumva a vrut să-l înțelegem greșit, că suferă de asta, vrea să doarmă, să stea lejer. Zice: nu, eu sunt curajos, eu nu mă las așa cu una, cu două. Dar acum trebuie să mă duc să mă culc. Pentru că toți oamenii lui Dumnezeu sunt oameni activi, care li se pare că a sta pe loc este o mare pedeapsă, este un mare blocaj și ei vor să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu admiră oamenii ăștia, Dumnezeu respectă oamenii ăștia, Dumnezeu iubește oamenii ăștia și Dumnezeu binecuvântează oamenii ăștia. Ăștia nu stau în loc, ăștia sunt ca și furnicile, uite așa umblă. Mă mai întreabă: frate Gabi, mai poți? Mai pot! Frate Gabi, mai pot? Nu mai pot! Dacă nu mai pot, poate el! Că m-a învățat frate, am zis. Știu să răspund, că nu mai pot eu, Doamne, bagă tu benzina acum! Bagă Domnul! Că nu mai pot, poate el! Pentru că cel care binecuvântează viețile noastre este Iisus Hristos Domnul! Este Iisus Hristos Domnul! Aleluia! Săptămâna trecută am fost în București, la Biserica Izvorul Mântuirii. Am fost rupt, terminat, distrus din spate. Am avut 14 programe, astea erau 15-lea. Ce să zic, vă, să mă plâng? Ce să fac? Am fost împreună cu fratele Victoraș Câmpean și Dumnezeu a dat un har atât de mare, atât de puternic, încât fratele a fost acolo, încât am făcut chemare, a ieșit o fată și după aceea au ieșit vreo 30 de persoane care toate au ieșit să se pocăiască și toate au ieșit pentru botez, pentru legământ cu Domnul. Și spunem împreună cu voi: aleluia! Fratele Dan m-a sunat că 22 au rămas și au fost în catiheză și intră 2 luni în catiheză și o să se boteze în 9 martie sau 10 când o să merg. Că am zis: nu vă pot să nu fiu prezent la bucuria aia dacă Dumnezeu mă ține să acolo. Dar asta am vrut să spun. Și Victoria spune pe drum când am plecat, zice: Gabi, în viața ta, el e un om foarte blând și mai mic ca mine. Și eu zic: în viața ta să nu te mai aud vreodată că te plângi. Și am zis: dar ce s-a întâmplat? Bă, ce har ți-o dat ție Dumnezeu să slujești pe pământul ăsta? Păi pentru asta tu trebuie să stai în genunchi să lauzi pe Dumnezeu zi și noapte. Și a avut dreptate. Pentru că Dumnezeu ne dă har să fim activi, să facem lucrări mari pentru Dumnezeu. Pentru că cel care promite că ne binecuvântează este Domnul. Și să spunem toată biserica: amin. Amin. Nu există timp pentru acțiune. Prielnic.
Că scrie acolo în Eclesiastul, cine se uită după nor nu va semăna niciodată. Cine se uită după furtună nu va secera niciodată. Băi, norata azi, merg să ne culcăm. Nu există un timp prielnic în care tu să acționezi pentru Dumnezeu. Nu există. Pentru că nu există. Pentru că e greu. Pentru că sunt potrivitor. Pentru că e diavolul. Pentru că-s duhurile care folosește oameni și împrejurări. Și nu spui, băi, acum e timpul cel mai bun. Nu există. Dar Isaac, deși era o vreme de foamete, a zis, bă, Dumnezeu, zis că mă binecuvântă, o băga mâna în sac și-a făcut semănături în țară. Eu arunc semănța, bă, pământul e crăpat, la, să fie crăpat, dar ce trebuie eu cu crăpatul? Cine l-a crăpat, la și uda. Și au făcut semănături în țară. Și-a aruncat în stânga, și-a aruncat în dreapta. Tot să uita la el, e bun, mă zis, tot adunare, tot biserică, tot conferințe, și-a nu cu totul. Că vă judecă și pe voi, stâi, cred că din hotelul ăsta, cei cu țiganii ăștia ne-au invadat pe toți. Nu știe nimeni nimic, dar semănăm. Uite, după 10 ani ce-au crescut. Să spunem cu toții laudă Domnului. Semănăm. Și el a semănat. S-a dus, s-a culcat. Și cel care a făcut să crească și care face să crească întotdeauna este Dumnezeu. Amin. Și a strâns rod însutit. A aruncat un bob și a strâns 100. Într-o vreme de criză și de foamete. Deși suntem într-un timp de criză profundă, cel care va triumfa este Domnul. Binecuvântat să fie El. Oamenii fericiți sunt oameni activi. Leneșul niciodată e fericit. Nu există leneș fericit. Leneșii au un nod în gât, așa că pumnul meu. N-am făcut nimic. Dar nici nu vor să se trezească. Și vine momentul când lenea asta este penalizată. Iată mirele. Candela, coală. Rob, viclean și leneș. Ai știut și n-ai făcut. Luați-l și aruncați-l în tunericul de afară, că va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Vreți ulei? N-avem. Mergeți la cei care vând și adunați. Munciți, luptați. Puneți osul la treabă. Mirele a venit și au pierdut. Suntem aici azi. Oamenii fericiți sunt oameni activi. Pentru atunci când faci ceva, una că faci, e o fericire. Și a doua, Dumnezeu îți dă posibilitatea să vezi că ceea ce faci e binecuvântat de Dumnezeu. Că a venit vremea roadelor și a recoltei. S-a uitat și a spus ce greu a fost atunci când am aruncat sămânța. Cum au judecat toți. Cum a arătat cu degetul că eu tot mă rog și postez și mă rog și postez și mă rog și postez. Dar acum am uit. Și vouă v-a fost greu. Când ați aruncat sămânța, unii v-au urât, v-au respins, v-au aruncat cu pietre în geamuri, v-au prigonit. Dar ce ați zis? Păi aruncăm. În veci nu o să iasă nimic. Ce o să iasă din ăștia? Ce crezi? Bă, noi aruncăm sămânță. Uitați-vă acum peste ani. Dumnezeu v-a binecuvântat. Dumnezeu v-a binecuvântat cu oameni deosebiți, cântăreți deosebiți, pe care multe biserici din România și din lumea asta îi râvnește și dorește. Și unde ajung ei, aduc bucurie, liniște și binecuvântare. Pentru că voi ați decis să semănați. Acum e rândul nostru, e rândul vostru. E rândul altora. Nu stați cu mâinile în sân. Ei vor continua să semene. Dar și tu trebuie să semeni. Și tu trebuie să faci ceva. Și tu trebuie să faci ceva. Și tu trebuie să pui osul la treabă. Și tu, e vremea ta, dacă vrei familia ta să fie fericită, pune osul la treabă! Fă ceva pentru semenul tău! Nu știi să predici? Înfiază un copil! Dă-i o șansă unui copil din maternitate abuzat, terminat, fără viitor! Du-te el în casa ta și din pâinea ta care o arunci la coșul de gunoi în fiecare zi, din surplusul hainelor care te împiedică și îți ia aerul din casă, îmbracă copiii, îmbracă oamenii! Du-te în pușcărie, predică Evanghelia acolo, nu trebuie să ai teologie, aveți de câteva ori până acum și zeci de oameni s-au întors la Dumnezeu, sunt 10 la botez, du-te! Fă asta! Roagă-te, postește, dă bani, din banii care ei susține, du-te, întreabă-te, pastore, eu ce pot să fac pentru Dumnezeu? Eu cum pot să fiu fericit? Nu există oameni fericiți care nu fac nimic, nu există.
Nu mai sta să-ți pierzi vremea bombălind. Nu sta cu nevastă-ta în casă vorbind de rău toată biserica. Închide-ți gura în numele lui Iisus. Închide-ți-o pentru totdeauna. Și dacă nu poți să te rogi pentru ei, dacă nu poți să-i susții, dacă nu-i poți iubi, dacă nu-i poți înțelege, dacă te disperă faptul că ei merg și vin, că sunt îmbrăcați, că au mașini, că au casă, că aleargă, dacă te disperă Isaac și Rebecca, că-s binecuvântați, că-s binecuvântați, dacă nu-i mai suporți, taci. Ar fi grozav să poți să taci. Știu eu, îi văd eu, știu pentru ce fac asta, știu pentru ce fac asta, știu pentru ce fac asta, știu de ce fac ei asta. Îți spun în numele lui Iisus, oprește-te. Să nu credeți că eu nu primesc tot felul de mesaje. Săptămâna trecută m-a încercat un asemenea personaj. Știu eu, sunteți niște hoți! Hoțule, îmi zicea. Știu eu. Știu ce urmăriți voi, știu ce vreți să faceți voi, știu de ce faceți voi, plin de ură. I-am scris cu dragoste și după aia am vorbit. Îmi pare rău pentru tine, dintr-un motiv clar, că îți pierzi timpul măcinat de ură, de judecăți. Nu-i treaba ta. Și de a avea dreptate, nu-i treaba ta, dar n-ai. Spirți anii ăștia frumoși din viață, am zis. Când ai putea să faci lucruri bune. Când ai putea să faci lucruri grozave. Ura te va distruge. Iau versete din Biblie cu blesteme să ți le spună toate în față. Asta e o pierdere de vreme. Nu există familii fericite care tot timpul cârtesc și bârfesc tot ce mișcă în jurul lor. Dar nimeni nu scapă. Pentru că dacă ești leneș, ai timp de năluci, dar dacă îți dai munca ta și efortul tău pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru semeni, Dumnezeu te va face o persoană fericită. Glorie Domnului! Și când va veni marele secetiș, când va veni marele și ultimul, când ne va aduna Dumnezeu acasă, vei auzi un glas care nu le-ai mai auzit niciodată în felul ăsta. Veniți, binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția pe care v-am pregătit-o de la întemeierea lumii, pentru că am fost gol și m-ați îmbrăcat, pentru că am fost bolnav și ați venit pe la mine, pentru că am fost în temniță și m-ați vizitat, pentru că mi-ați fost foame și mi-ați dat să mănânc, pentru că mi-a fost sete și mi-a stat să piu. Doamne, când am făcut noi toate lucrurile astea? Uitase. Atunci când le-ați făcut celor mai neînsemnați dintre frații mei, mie mi le-ați făcut. În urmă cu 2 săptămâni, am încheiat predica și ieșeam pe coloar să plec. Și m-a prins de mână partea stângă o femeie în vârstă, pensionară. Mi-a zis, frate Gabi, v-am văzut pe televiziune. Și atât m-am rugat lui Dumnezeu să vă întâlnesc într-o zi. Am adunat din pensia mea niște bani pentru dumneata. Vă rog să ne luați. Vă rog să ne luați. Mi-a pus în mână, i-am strâns. Cred că ce sunt cei mai frumoși bani care am primit în tine. Și am zis, soră, eu o să-i dau la un sărac. Eu nu sunt vrenic de bani, știi? Și tot ce am putut. Am văzut în fața mea pe văduva cu 2 bănuți. Secretul unei familii fericite este să faci pe alții fericiți.